Bănarul Răzvan, candidat al Partidului Pro-România la primăria Comunei Vârfuși. Sunt profesor de istorie, geografie și educație fizică, studii absolvite la Universitatea Valahia Târgoviște. Fac politică de 20 de ani. Pot să spun că e o pasiune a mea. M-am axat mai mult pe comuna mea natală, refuzând să fac o politică la alt nivel, deși am avut această posibilitate. Am o familie frumoasă, fiind mândru de fata mea, care a obținut un rezultat notabil la evaluarea națională. Am plecat la a doua, sau voi pleca la a doua bătălie electorală. Prima a fost în 2016, din păcate pierdută la câteva zeci de voturi. M-am hotărât mai greu, aici un cuvânt hotărător pot să spun la gustul unui senator. Eram dezamăgit. Cu gândul de a schimba comuna, care din păcate a rămas mult în urmă, și să ne gândim la comunele învecinate, Valerundă, Vișinești, din nordul județului, Runcu, nu mai vorbim de Runcu, chiar și Glodeni, Bezdeat, unele dintre ele conduse chiar de administrații liberale, la fel ca și primarul din comuna mea. Primul lucru care trebuie făcut este să aduc o stare de normalitate în comunitate. În primărie este un haos total. Voi dezvolta acest subiect cu altă ocazie. La fel, relația primăriei cu școala este inexistentă. Este un lucru, cred că, unic. Domnul primar s-a judecat cu doamna director. Da, așa este. A pierdut procesul și are să-i dea vreo 12.000 de lei daune. Sunt foarte multe de făcut, dar astăzi m-aș opri la câteva proiecte grupate pe 6 proiecte cu prioritate 0, aș spune, grupate pe 6 axe. În domeniul sănătății, noi nu avem un medic de familie. Medicul din comună este la Valea Lungă, dar sunt convins că o să reușesc să-l conving, așa cum l-am convins să vină pe lista de consilieri alături de mine. Prin PNDL se construiește un dispensar medical, dar vă dați seama, neavând medic de familie, degeaba se construiește. În domeniul educației, voi sprijini școala în proiecte naționale, internaționale, gen Erasmus. Trebuie construită o grădiniță în Vârfurii. Noi avem două grădinițe, dar vă spun așa pe scurt, este incredibil pentru anul 2020. Una în satul Șuvița, chiar lângă primărie, este într-o clădire veche de 100 de ani, o cameră. Până acum 4 ani, WC-ul era în curte. Nu are gard. Îmi spunea doamna educatoare că câteodată încuie copiii prin înăuntru de teamă să nu iasă vreunul, pentru că este drumul județean la 20 de metri. Iar în a doua grădiniță, în satul Ulmet, la fel, are o vechime de cel puțin 50 de ani. Tavanul reprezintă un pericol. De asemenea, nu este împrejmuit. Infrastructură. Racordarea la gaze naturale. Pădurile, din păcate, și în comuna noastră sunt aproape inexistente, deși era o zonă extraordinară din punctul acesta de vedere, o bogăție a comunei. Sper într-un program național pentru racordarea la gaze naturale. De asemenea, comuna noastră este singura, cred, sau printre puținele care nu a realizat asocieri cu Consiliul Județean. Deși încă din 2008, din câte știu, s-au realizat astfel de asocieri. În perioada 2008-2012, Vârfuri a fost de aceeași parte a eșichierului politic cu conducerea Consiliului Județean. Au mai urmat încă 3 președinți de Consiliul Județean, deși am avut multe solicitări, a refuzat pur și simplu să facă o astfel de asociere. Mediul înconjurător, o mare problemă, canalizarea. Relieful în comună nu prea este propice, dar există, am înțeles, varianta de fose care să deservească mai multe gospodării. Culte. Consolidarea bisericii și construirea unei capele mortuare. De ce zic consolidarea bisericii? Biserica noastră este monument istoric. A fost
afectată de alunecarea de teren din 1980, este construită în 1904, făcută de meșteri italieni,